dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții. E 7 fix și am intrat în direct. Mulțumim celor care sunt alături de noi de la 7 fix și celor care nu sunt alături de noi de la 7 fix și vor veni mai târziu pe parcursul emisiunii alături de noi și chiar ceilalți care se vor uita mai târziu la emisiune pe Facebook, pe Insta, pe YouTube, că suntem live, acolo găsiți toată emisiunea sau bucățele pe care le veți vedea pe TikTok. Dragii mei, astăzi este 1 februarie. Am intrat în luna... Da, astăzi e 1 februarie. Știu eu că m-am uitat de dimineața. Bună dimineața, Rosi! Și să știți că ne-a fost fric și mie și lui Rosi în dimineața asta și suntem așa un pic mai somnoroși. A răzuit parbrizul, mi-au înghețat degetuțele, așa că cei care vă pregătiți să plecați la serviciu mai târziu, să știți că nu vă așteaptă încă primăvara, dar cu siguranță ne așteaptă o zi minunată, plină de iubire, pentru că e luna februarie și pentru că dacă vrem să credem cu adevărat că intrăm în luna iubirii de la început până la sfârșit, în fiecare zi, nu știu, este de 28, de 29, verificăm, căutăm până la finalul lunii februarie vom descoperi dacă e ambisex sau nu, nu vreau să știu. Vreau să fiu surprinsă. Ce ziceți? Vreți să fiți surprinși și dumneavoastră? Mereu suntem surprinși, dragii mei, de fiecare zi și fiecare zi e o binecuvântare, nu pentru că e doar în februarie, e pentru totdeauna. Pentru că aici noi, la Dale Dimineții, încercăm să găsim și să aducem în casele dumneavoastră copii, tineri minunați, oameni frumoși care sunt alături de ei, care se implică, care mereu găsesc puterea să facă ceva și mulțumesc, Rosi, a dezvăluit identitatea invitațiilor mei. Alături de mine în această dimineață, domnul profesor Sorin Stănculescu. Bună dimineața! Bună dimineața! A reparat greșeala de ieri dimineață. Și o frumoasă domnișoară pe care sunt atât de bucuroasă să o revăd astăzi după ceva timp aici alături de mine la Dale Dimineții. Noi ne-am mai întâlnit cu ani în urmă, era mai tinerică astăzi. Ah, clasa 12-a, Eliza? Da, e bine să vă revăd încă 12-a. Dar ne promiți că și după ce vei pleca te vei întoarce la noi și mai vii la emisiuni cu mine aici la matinal. Cu impresii din noua viață. Eliza Curta, dragii mei, elevă la Colegiul Decebal, Colegiul Național Decebal din Deva, o frumoasă decebalistă. Eu, ce să zic, îți doresc succes. Om trăi și om vedea. O să ne povestești din dimineața asta și care îți sunt planurile de viitor. Bine, promit. Promiți. Până ne obișnim cu atmosfera, tu ești clasa a 12-a. Din care parte? La Decebal sunt două echipe, Dark Energy și Decebal Tech. Tu din care echipă faci parte? După capul de robot, Decebal Tech. Așa. Este chiar cu Decebal, robotizat. Dar am fost și în Dark Energy implicată, deoarece noi colaborăm. Suntem mare echipă, se numește CN de Robotics și suntem elevii, toți elevii roboticienei liceului. Robotică și invenție, dragii mei, și cumva acești tineri, nu știu cum reușesc ei din șuruburi și din piulițe și din, nu știu ce ne mai trebuie, că îl rugăm pe domnul profesor Stănculescu să ne povestească cum reușiți să-i, nu știu, am o întrebare. Da. Tinerețea e molipsitoare? Mai mult ca sigur că este molipsitoare și chiar dacă am un anumit număr de ani în învățământ, când mă întâlnesc cu alți oameni care ne cunosc, zic, nu v-ați schimbat. Bun, perfect. Între noi sau cum nu ne-am schimbat? Nu ne-am schimbat, zic ei, pentru că ne văd tot așa cum am fost când eram profesorii lor acum câțiva ani buni. Și
motivul este lucru cu tinerii. Și cred că motivul cel mai important este acum, în ultima perioadă, lucru cu membrii clubului de robotică din liceu. Mă mențin tânăr, să zicem, și activ și... Și cu nervi întinși? Și cu nervi întinși, e adevărat, dar dacă nu te masează cineva pe nervi, nu prea poți să fii cu nervii așa cum trebuie. Deci antrenat. Și atunci, sigur, trebuie să facem față și trebuie să facem față tinereții și trebuie să facem față... Poate că și noi eram așa, dar n-aveam club de robotică. Trebuie să facem față acestei situații în care ei sunt foarte, foarte, foarte mult prea activi și foarte activi și ținem pasul. Ținem pasul, dragii mei, și îl văd pe domnul profesor mereu cu un enjoy și cu un curaj la viață care mereu mă impresionează. Și de ce spun asta? M-am întors de ceva vreme acasă. Drumurile noastre se intersectează foarte des. Chiar dacă nu ne vedem la dale dimineții, ne întâlnim în centrul orașului, pentru că domnul profesor e în zona școlii, în Colegiul Național Decebal, iar eu am niște prieteni acolo pe centru la care merg foarte des, Lavinia și Sergiu, îi salut pe această cale, așa de dimineață, și ne întâlnim. Mereu sunt impresionată pentru că nu-l văd degeaba. Eu nu l-am văzut niciodată supărat. L-am întrebat și dimineața asta. Eu chiar nu v-am văzut niciodată supărat și ce m-a impresionat de-a lungul anilor, de când ne-am întâlnit, eu nu v-am auzit niciodată să spuneți, am obosit. Obosiți vreodată? Nu știu ce să zic. E o întrebare destul de grea, dar nu obosesc în anumite lucruri care mă interesează și care îmi plac, n-am cum să obosesc. Ieri dimineața am avut alături de mine o dăscăliță superbă, care începe, știți, îi pregătește pe cei mai mici. Ea e prima mână, cum s-ar spune. E doamna Ramona Oltean de la Step by Step, de la Andrei Șagună. Am văzut și am povestit cu domnia sa odată la câțiva ani, dumneavoastră la 4, nu? Ei la 5, da. Ei fac 4 ani. Schimbați o generație. Odată la 4 ani trebuie să o luați de la zero. La noi este un flux continuu la profesorii de, să zicem, de gimnaziu sau de liceu, este cam, mergem în continuare, adică, într-adevăr, luăm o clasă de la 9 și o ducem până la 12 sau alții chiar de la 5 și o duc până la 12 a profesorii de matematică, să zicem, dar pentru că avem, cel puțin mie îmi place să am elevii pe verticală de la toate clasele, atunci, cum să zic eu, nu știu cum duc o generație, pe ei, să zicem, îi duc de la 9 la 12, dar e continuu, fluxul este continuu, nu este cu salturi. La clasele mici, la 1-4, ei o generație, o duc de la cap la coadă și ei alta generație și o duc la cap la coadă, e puțin diferit și, da, cum să zic eu, cam faci ca anul bisect, din 4 în 4 ani. Exact! Deci asta e la întrebare. Pe când aici este totuși un flux continuu, copiii, să zicem, ies la 4 ani din școală, mai ales la liceu, dar pentru mine e un flux continuu. Nu, n-am timp să am salturi din astea, să am vârsta aia din 4 în 4 ani, cum așa sărbători unul din 29 februarie, ci merge totul continuu. Și, da. Dar cu toate acestea există foarte mari diferențe între copiii care sunt acum a 12-a și cei care sunt a 9-a. Există mari diferențe. Poate că au fost și altă dată, dar acum sunt mult mai mari. Și provocarea este foarte mare. Am o întrebare. Da. Mai ciudățic, așa. Hai că suntem la dale dimineții. Da, puteți să răspundem corect, adică așa cum trebuie sau putem să mai acoperim așa, mai moșmondim lucrurile? Da, suntem la matinal, avem așa, voie putem, să facem. Avem voie, da. Da, în primul rând obligatoriu e să zâmbim și să glumim. Da. Și pe urmă restul vine de la sine. Copiii în general. Eu mi-aduc aminte
pentru noi fizica, bine, se făcea și sub altă formă, programa era altfel, mult diferită față de astăzi, de zilele de astăzi. Da, da și nu, dar n-are rost să intrăm, să intrăm în detalii. Da. Dar noi aveam niște întrebări la fizică, eu mi-aduc aminte, în clasa nouă, nu înțelegeam cu curentul static și cu curentul alternativ și aveam tot felul de întrebări din astea pentru profesor, care eu mi-aduc aminte că era mereu aceeași întrebare la care el încerca să ne dea un alt fel de răspuns, pe care la un moment dat deja era întrebarea retorică, până s-a prins proful, că de fapt îl salut pe această cale pe domnul Neagă. Era profesor la, eu am terminat la Sebeș, la liceu Lucian Blaga. Dar diferă întrebările, generațiile mai așa, de vârsta mea, și ei care sunt mult peste noi, au acces la altă informație, mult mai tineri, deja cumva când intră la clasă, ei deja au răspunsurile, că există nenea Google. Dar diferă întrebările copiilor când ați intrat dumneavoastră în învățământ față de copiii de astăzi? Sigur. Sigur. Sigur, diferă. Bine, nu... Când am intrat în învățământ, 1900, toamna, da, ca să nu zicem altfel. Să nu spunem. O să spun și când am intrat în învățământ, 1981. Sigur că diferă, dar era și altă disciplină. Și nu neapărat că era comunistă, pentru că nu cred. Astea sunt niște sloganuri de-astea sau niște aiurel care... Erau lucruri bune, erau lucruri rele, e adevărat. Diferă pentru că n-avea informație atât de multă. Oamenii erau curioși însă și atunci. Oamenii mai și învățau citind, nu numai de pe tovarășul Google sau domnul Google, și poate că uneori citeau mai profund. Google ne dă informație, spunea un clasic în viața, ca să glumim așa, dacă tot glumim, că ce nevoie este de profesor, că totul este pe internet. Corect. Dar cineva trebuie să citească. Și trebuie să citească profund. Și pe internet te pierzi. Eu zic că te pierzi în amănunte, mai vezi altceva. E ca și cum vin tot timpul, te agresează imaginile și fugi de la o imagine la alta, dar nu rămâi pe ea și nu rămâi profund pe ea. Și asta este partea cea mai dureroasă a situației de acum pentru copii, pentru că au niște provocări la care la o anumită vârstă nu știu să le întâmpine cum trebuie și nu se pot opri la ceva să-și ia. Sunt copii care sunt foarte pasionați și știu ce să-și aleagă, sunt copii, foarte mulți copii care nu știu ce să aleagă de acolo, din ceea ce primesc. Și cred că aici este marea problema situației de acum. Nu numai în România. Nu trebuie să ne punem paie în cap că noi numai românii suntem așa cum suntem. Peste tot e această situație. Și atunci trebuie să găsești o modalitate prin care, în colaborare cu părinții, cu școala, cu preocupările lor, cu a bunicilor și așa mai departe, trebuie să-și găsească un drum. Mulți își găsesc drumul, mulți se pierd. Și aici ajungem la Eliza. Exact cum am povestit, dragii mei, încercam să-mi aduc aminte de Eliza cu ani în urmă, când am cunoscut-o la primele evenimente de la Decebal. Eram pe teren total necunoscut, nu înțelegeam absolut nimic ce fac copiii ăștia acolo din șuruburi și tot felul de piese și tot felul de și mașinuțele alea sau chestiile alea pe care le vedem și le veți vedea și dumneavoastră, pentru că avem și imagini imediat. Copiii ăștia le fac să meargă și să vedeți că nu numai că merg într-un anumit fel și merg coordonați de la distanță. Și mă uitam așa la ei și încercam să-mi aduc aminte de Eliza atunci și o întrebare. Atunci erai la început, să spunem așa,
Erai tu mai micuță și aveai pe cei de-a 12-a, astăzi tu faci parte din cei de-a 12-a și ai pe cei mai mici lângă tine. Întrebarea e despre internet. Pentru că totul se învârte acum în jurul internetului, pentru că fără internet e clar ceea ce voi faceți n-ar putea să existe. Voi ați găsit calea să manevrați internetul cum vreți voi și să-l folosiți în favoarea voastră. Cât de greu a fost pentru tine la începuturi să alegi informația de pe internet? Nu doar despre robotică vorbim. În general, un tânăr care are contact direct cu internetul la o vârstă fragedă. Tu, Eliza Curta, cum ai ales să folosești din internet ceva ce să te ridice, nu să-ți umple ziua cu prostioare, să sau spunem bulverseze sau de tot. Să te bulverseze de tot. Da, e o întrebare bună, deoarece la început a fost foarte greu. Noi trebuia să ne inspirăm de pe internet, adică să căutăm informații, să căutăm poate chiar și inspirații, deoarece noi facem folosirea internetului cât mai constructivă. Dar cred că soluția este să te documentezi în cât mai multe părți. Adică și noi am dat peste informație greșită, eronată sau pusă într-un anumit fel, astfel încât să fie aproape manipulatoare. Însă să te documentezi din surse bune pe care le vezi, nu neapărat cu un certificat sau așa, dar să fie nu neapărat nici de la specialiști, să fie informație verificată pe care știi că dacă o compari cu alte surse de informație, de informare, îi acolo ceva pică bine, se regăsește informația. Și cred că cea mai grea parte a fost să ne dăm seama cum să fim și inventivi în utilizarea internetului, deoarece toți au acces la internet. Însă noi a trebuit să o facem în mod diferit, să ne folosim de informații într-un alt scop, ca să fim diferiți, dar în același timp să nu ne îndepărtăm prea mult de la fir. Este greu, deoarece suntem și pe mai multe domenii. Adică ce căutam eu pe internet era sfaturi de design pentru caiet, pentru postări, cum să le fac cât mai atractive, iar ceilalți colegi căutau cum să scrie un cod, să rezolve problemele din cod acolo, după cum o să se vadă în imagini, cum merge robotul, acolo e o programare, vai de mine cât de greu e. Însă au învățat. Asta poate să facă internetul foarte bine, să ne învețe. Cred că întrebarea era și legată de pregătirea ta și de modul în care, să zicem, îți găsești drumul în viață, și asta era, cred că prima întrebare, dar eu cred că ei au reușit să se bucure de ce poate aduce bun internetul și Eliza este un exemplu, pentru că legat de robotică, ea și-a ales partea asta frumoasă de design, dar a devenit un hobby și a devenit viitorul ei. Ea va încerca să se pregătească în continuare pentru design. Și eu cred că asta e un lucru extraordinar când va îmbina hobby-ul cu utilul, cu plăcutul și cu viața pe care o va face în continuare. Deci a reușit să-l facă internetul prietenos și nu dușman și sau manipulator să fie. Cred că asta a reușit. Asta era întrebarea. Place de Eliza. Ea rămâne concentrată pe motivul pentru care a venit. Ea da. Vrea să promoveze și ea de fiecare dată când o văd într-o emisiune și nu e doar la noi, alături de Petronela Tămaș, colega mea de la Hunedoara în direct, alături de noastră, am văzut-o și la alte emisiuni, am urmărit-o, ea e pentru focusată. Ea, da, ea e foarte focusată, ceea ce e un lucru foarte frumos și face cinste grupului pe care îl reprezinți. Mulțumesc! Cu mult drag! Dar întrebarea era, sau hai să o spunem altfel. Colegii tăi mai mici, care sunt astăzi poate pe punctul de a veni la Decebal, da? Sunt clasa 8-a și
vor fi noua generație care vor călca, vor deschide poarta acelui colegiu. Care e sfatul pe care tu îl dai unui bobocel, să spunem? Cum să aleagă informația de pe net, egal, de viață, de robotică, de inventică, de design, de orice? Care ar fi, în puține cuvinte, cum i-ai dat un sfat unui bobocel, să spunem? Care ar fi sfatul tău pentru el? Așa cum a funcționat și la mine, să verifice informația din mai multe părți, fiindcă e greu. Este greu, mai ales dacă sunt domenii pe care nu le cunoști foarte bine. Norocul meu a fost să am și alți prieteni sau colegi mai mari pe care să-i întreb, ceea ce îi rugăm să ne întrebe și pe noi dacă este cazul. Aici vreau să ajung. Bobocei pot veni la voi, da, să vă tragă de mânecuță. Fiindcă sunt foarte multe informații la care nu putem să ne dăm total dezacordul, acordul. Însă, dacă ne punem cap la cap mai multe idei, mai multe păreri, ajungem deja la un consens. Ajungem la o linie bună, exact, să zicem. Să zicem exact, așa. O medie bună. Fiindcă și noi mai greșim și informația de pe internet poate să fie cea nepotrivită, chiar dacă este corectă. Și asta trebuie să fim atenți, să nu o luăm pe coclan. Să nu luăm mod apoi, să ne dăm seama unde e fake și unde e realitate. Da, eu zic că ăsta e cel mai greu tinerii din ziua de astăzi. E cea mai mare provocare. Asta e cea mai mare provocare pentru ei. Și părerea mea e că nu dăm suficientă atenție acestor probleme. Ei se lovesc de tot felul de informații. Nu au suficient curaj, nici noi nu cred că am avut la vârsta lor, să spunem, asta am citit, asta am făcut și probabil. Dar uite, nu se știe, poate că în cadrul emisiunii de ale dimineții o să găsim, dragii mei, tineri, mai mulți tineri să ne povestească cum au făcut alegerile și uite așa poate reușim să-i ajutăm și pe bobocei și îi așteptăm și pe bobocei să ne întrebe că, nu știu, găsim noi soluții împreună, ce ziceți, noi oricum rămânem, ei pleacă. Eliza, faci design. Acum, noi când zice design, ne gândim la design vestimentar. Nu. Da, am observat asta. Da, am observat. E cuvântul design, e design vestimentar și acolo ne limităm. Ăla e cel mai tare. Acum, poate fi design de, nu știu, robotică. Faci design pentru roboți, website-uri, nu știu, le tunzi, le perii, le, nu știu, să știți la design. Pormă, make-up, ce, nu știu. Hai, glumim. Design. Ce fel de design sau în ce zonă ai vrea să te duci? Designul este un domeniu foarte mare. Corect. Cum ați zis, majoritatea se gândesc la vestimentar. Însă eu mă gândesc la cel industrial sau grafic, pe care l-am întâlnit la robotică, fiindcă asta mi-a fost, cum zic, asta a fost cel mai mare câștig în echipa de robotică, să-mi dau seama de ceea ce vreau să fac în viață. Am dat cu cap, am învățat, am trăit multe, dar designul a rămas acolo. Eu am avut de redactat caietul de acel caiet al inginerului, care conține foarte multă grafică, adică trebuie să fie prezentat cât mai frumos, să fie bine structurată de informație și mi-a plăcut foarte mult. Și nu numai informația, culorile, punerea în evidență a informației exact așa cum trebuie, alegerea informației. Alegerea informației, da. Da, alegerea informației, alegerea lucrurilor care ne reprezintă. Deci, Eliza a învățat foarte, 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 foarte mult și a mai lucrat puțin și în proiectare 3D și alte lucruri. Și atunci cred că asta va fi lucru pe care va face și în continuare. Unde te, în ce zonă a țării te gândești să pleci la facultate? Nu chiar a țării, în zona mai extinsă, ca să zic așa. În zona lumii. Da, în zona lumii. Treci granițele țării. Cred. Cred că și oceanul. Da. Eu țintesc departe, recunosc. Țintesc în Statele Unite, în Marea Britanie, Finlanda, unde sunt facultățile de top în design, unde o să fac probabil și masterul, însă aș vrea să mă întorc după ca să folosesc informația, ca să folosesc învățătura mai departe. Oarece este foarte greu să nu... N-am înțeles nimic. Este foarte greu să nu ne gândim și la țara noastră până la urmă, de unde am plecat. Eu vreau să vin, să mă întorc aici, să ajut mai departe, poate chiar tineri noi, tineri, viitorii tineri să-și găsească drumul. Așa cum eu mi l-am găsit în robotică,
pe calea designului să ajut la acest lucru. Avem o speranță. Da. Cel puțin vom trăi vreo 6 ani, 7 ani cu speranța, domnul profesor. Cam atâția ani, cred că da, durează școala ei. Da, licență, masterat, da, poate doctorat. Ioi, gândiți departe? Păi, da, foarte trebuie bine, trebuie. Trebuie să le faceți lucrurile astea când sunteți liberi de multe alte obligații care vin inerent. Dacă gândim departe și ajungem departe. Corect. Suntem astăzi ceea ce am gândit ieri. Puterea gândului ne creează viitorul. Știți, nu? Mai povestim despre asta. Foarte frumos. Noi îți dorim succes. Mulțumesc. Eu cu siguranță nu o să te urmez peste ocean, că nu zbor. Că nu așa. Dar eu promit să te aștept aici cu minte. Domn profesor. Zbor tu de 2 ori. Da, și noi te așteptăm aici cu minți. La o cafeluță. Noi, cu siguranță, până la aeroport să te primim cu aplauze și flori, cu siguranță venim în calea ta. Eu sunt convinsă că vei face fori pe unde vei merge. Seriozitatea cu care eu te-am văzut că ai tratat activitatea de aici, de la Decebal, eu sunt convinsă că scrie Rosie. La Decebal au întâlnit cu foști elevi care lucrează la instituții de învățământ superior care îi ajută să se acomodeze în învățământul din străinătate. Ajungeam acolo, da, mulțumesc, Rosie, că în fiecare dimineață Rosie e cel care mă ajută dacă cumva greșesc. Tu ai tratat lucrurile și nu doar tu. Tu ești astăzi alături de noi. Echipa, da, din care tu faci parte, mă refer la ambele echipe de acolo, de la Decebal, și felul în care voi ați organizat diferitele evenimente, și o să ajungem și acolo, pentru că în zilele care urmează din nou primiți musafiri. Da. Sunteți pregătiți să respectați acel calendar de evenimente pe care vi l-ați impus anul trecut. Mi-aduc aminte că anul trecut spuneați că anul va începe și decebaliștii dragii mei după Revelion au zis, nu, au trecut Revelionul, s-au dus sărbătorile, nu mai facem mai nimic. N-au dormit, s-au pus pe treabă și au început să organizeze un eveniment care nu va fi tocmai simplu. N-am încheiat cu Eliza. Eu încă vreau să văd cum pune fontița pe un roboțel. Eu vreau să-i pui o fontiță la un roboțel din ăla, să vedem cum arată. O să-i pun o fontiță. Așa, uite, eu o să vin sâmbătă la voi și o să vreau să-mi fac o poză cu un roboțel cu o fontiță. Cam atât. Eu tot sper să inventați roboțelul la care să mă fardeze. Pentru mine asta e o adevărată corvoadă. Și am zis, bă, poate că până la urmă vă faceți milă de mine și o să faceți un roboțel din ăla care să mă fardeze. Bun, dacă nu mă fardează, nu mă fardează, dar măcar să-mi pudreze nasul și tot să vă-l aducem aici la Dale Dimineții să facem o să demonstrație. Să facă sigur sau putem să păcălim să-l telecomandăm. Cum vreți, dumneavoastră, sunt deschisă. Da, să vă aranjeze un pic. Să știe. O facem și asta. Cei de acasă înțeleg și nu înțeleg, cum nici eu nu am înțeles de foarte multe ori ce fac acești tineri. Ne gândim de ce să investim în pasiunea acestor tineri. Mereu am întrebat, bun, ok, roboții ăia se fac, se desfac, trece concursul, iei un premiu, ați luat foarte multe premii. Da, care e ideea? Am primit și răspunsul, nu de pe internet, dragii mei, tot de la tineri. Fiecare roboțel din ăla pe care voi îl faceți, probabil că acolo, în ideea de bază, cineva din industria mașinilor, mașini unelte și tractoare, așa, va folosi acea idee. Voi asta sperați până la urmă. Da. Pentru asta vă pregătiți, adică hai să mergem un pic mai departe și să le explicăm celor care dețin puterea banului și ar putea să vă ajute să faceți aceste lucruri minunate, că voi până la urmă nu vă jucați.
Voi până la urmă aveți idei pe care cei care inventează mașini, mașini unelte, viitorul, să nu mai facem muncă grea sau nu știu, tot felul de lucruri interesante. Voi până la urmă aveți idei care le puneți în practică, acum vă jucați cu ele, dar cineva ar putea să le folosească în viitor. Am înțeles eu bine? Da. Medicină până da, la urmă da, și, și multe alte. Nu neapărat cineva, chiar ei să le folosească în sau practică. Chiar ei ar fi superb. Ideea cluburilor de robotică de genul acesta este ca ei să se acomodeze. Nu, când ești mic, te joci, desfaci, faci mașinuțe, desfaci mașinuțe, mai ales le strici. Aici este ideea să, din ceea ce ai, să construiești ceva care să facă un anumit lucru. Altfel, în general, când vrei să faci ceva și n-ai o țintă, nu faci cum trebuie. Și aici asta era ideea, să învățăm să facem lucrurile cum trebuie. Roboții aceștia pe care noi îi facem primesc și niște premii și copiii pentru roboții ăștia pe care îi construiesc primesc niște premii de utilitate a utilizarea robotului în scopul respectiv, optimizarea robotului pentru acea activitate pe care o fac. Avem niște imagini de la o competiție, da? Da, îl rog pe Rosi. Noi, în timp ce vorbim, pozele vor rula oricum și o să ne mai întoarcem la ele, dar vă rog să vă continuați ideea. Ei, acei roboți pe care ei construiesc... Fac niște lucruri care se întâmplă, de fapt, în orice depozit robotizat, în orice atelier mare care face o activitate industrială. Brațele alea care pun ceva sau iau ceva sunt cele care vor fi folosite pentru sudură, pentru punerea de uși. Uite, avem aici chiar exact misiunea pe care o face robotul este să pună niște piese undeva pe o placă. Asta înseamnă echivalentul în industrie să sudeze undeva, să pună o ușă, să pună un obiect care este aparține obiectului pe mare pe care vrei să-l faci. Și copiii trebuie să învețe să facă aceste lucruri, adică să programeze și să proiecteze ca să facă acest lucru. Noi, de fapt, învățăm, pentru că creativitatea vine din modul în care le îmbinăm și variantele pe care le găsim să fie robotul cât mai rapid, cât mai exact, cât mai util în, să zicem, atunci în perioada de autonomie când el nu mai pune mâna pe el. De asemenea, robotul este util să înveți să-l conduci cu extremă exactitate. Sunt echipe, trebuie să recunoaștem că nu suntem cei mai puternici, dar sunt echipe și de la care vom învăța și noi ideile, să lucreze atât de fin cu brațul robotului încât să așeze piesele pe tabla aia așa cum vor ei. Și asta deja înseamnă că tu ți-ai, adică jocul ăla pe consolă, da? Aici îl vei folosi altfel și mult mai bine și mult mai util, adică nu numai ca să te joci, ci să faci ceva, o chestie utilă în munca pe care o faci. Noi asta vom face, să învățăm toate lucrurile pe care sunt legate de robot, de la proiectarea 3D, care altă dată nu aveam și acum avem cu ce, iei piesele virtuale care sunt pe robot, le pui și le îmbini și se joacă pe televizor. După aceea te gândești să le pui pe robot. Și lucrurile astea se învață cu o muncă ce durează, eu știu, săptămâni, luni. Și copiii deja știu să facă. Sunt copii de-a noua care, din Bovoci, care au venit acum, care au, sub oblăduirea celor mari, au reușit să învețe repede aceste lucruri. Până între a 12 se vor perfecționa extraordinar. Deci, asta e lucru pe care îl facem deja. Deja, sigur, nu vom inventa din nou marea roata. Cusarea, da? Nu vom inventa dar, din nou roata. Trebuie să treacă fiecare prin aceste etape de învățare, pentru că nu vine totul instantaneu. Deci, înseamnă învățare, înseamnă repetiție, înseamnă antrenament. Este exact ce ar trebui să însemne și învățarea la clasă.
și repetiție și antrenament. Și aici s-a pierdut poate de aia anumite nivelul de pregătire a unora dintre copii a scăzut, pentru că bulversat de atâtea lucruri nu mai fac antrenamentul ăla de durată. Aici reușesc să facă din nou. Foarte mulți s-au reconcentrat pe aceste lucruri și vor învăța să învețe și pentru clasă. Eliza este unul dintre copiii care a învățat și pentru clasă ceva. Ambiția de a face un lucru bun a mers după aceea în lucrurile pe care le face pentru învățarea proprie. Bănuiesc că așa e. Da, aveți dreptate, da. Acum, că a vrut sau n-a vrut să facă acest lucru, asta e altă treabă, dar a avut o misiune. Dacă învățarea n-are niciun fel de misiune pe care ți-o propui, s-ar putea ca la început să pară impusă de cineva, de cineva sau cumva în felul ăsta, atunci dacă n-ai misiunea asta, n-ai nicio șansă să faci ceva bun. Trebuie să fii atât de focusat ca să faci singur o chestie, încât, da, poți să faci și singur, dar e mult mai greu. Așa în jocul ăsta, care pare a fi joc numai, îl faci mult mai bine și mult mai adică știi ce vrei, știi să te redresezi și să te reglezi, pentru că au greșit mult să arate ce fac ei și au greșit neascultând și după aceea s-au reglat văzând că lucrurile nu merg cum trebuie, ți-ai dat seama că trebuie să-și asculti, trebuie să te și disciplinezi. Și aici chestia asta lipsește. În viteza asta cu care facem atâtea materii, de ce facem atâtea materii, n-am înțeles niciodată. Da? De ce nu facem lucrurile mai practice, iar n-am înțeles niciodată, după ce am scăpat de, să zicem, lumea aia teoretică și neavând suficient bani ca să faci practică mai multă. Și, de fapt, trecem exact numai ca să facem teorie și nu mai apucăm să facem lucrurile practic. Asta n-am înțeles, de ce nu am pus exact ceea ce trebuia. Adică să lăsăm partea de teorie frumos și să adăugăm partea practică pe care trebuie să o facem. Lucrurile, și aici cred că Eliza tocmai asta așa se gândește, se duce în locurile în care contează foarte mult practica. Adică nu numai teoretizez. Fac practica, omul greșește, omul inventează, omul regreșește, iară inventează, iară se corectează. Și asta a fost și special la Clubul de Robotică. A fost un loc în care prin greșeli învățam și era normal să faci greșeli din care să înveți, să te ridici și să faci mai bine decât data trecută. Asta a fost. Țin minte caietul pe care l-au făcut în clasă, când erau în clasa nouă. Au încercat să pună informațiile alea, să pună despre piese care erau acolo. Bun, am învățat că piesele oricum sunt acolo și toată lumea știe ce trebuie să facem. Și trebuia să aducem informația mult mai despre ce facem noi, ce contribuim noi. Și Eliza a devenit specialist în lăsăm balastul și ceea ce nu trebuie și facem lucrurile altfel. Și caietul a devenit din ce în ce mai bun. Da. Și îmbinarea culorilor, și îmbinarea textului, și îmbinarea ideilor, da, a devenit cel mai, din ce în ce mai bun. Dar asta se învață, în timp și cu răbdare. În timp și... și cu perseverență. Și, cum să spun, ați descoperit în toți acești ani, de când sunteți în această echipă, în aceste echipe, da, echipă, echipa mare. Acum echipa mare, da, a decebaliștilor, să spunem așa, de robotică. Și nu doar, că presupun că nu ai făcut parte doar în anii ăștia, doar din echipa de robotică. Că eu vă văd pe voi, sunteți mereu și cei care fac teatru, v-am văzut și la ajutor când ați organizat și voluntari, ați organizat o felul de evenimente, pentru că acolo la Colegiul Decebal se fac foarte multe evenimente. Felicităm pe domnul director pe această cale, pe domnul Marin Florin Ilieș, și l-așteptăm aici la Dale Dimineții să ne povestească cum e cu tinerețea fără bătrânețe. Ce ziceți? E plecat în Kenya, zice Rosi. Dar vine, nu rămâne acolo, că se întoarce acasă. Așa sperăm, nu? Sperăm să aducă și o girafă. Ceva. Să aducă o girafă. Ne mirăm. Sau un elefant. Sau un elefant, vedem. O să povestim despre vizita domniei sale în Kenya, cu siguranță. Place. Da, da. Voi acolo, în perioada asta, o întrebare.
tu personal ai învățat ce înseamnă o echipă? Ai înțeles ce înseamnă cuvântul echipă? Da, da, și doar la, abia la robotică am înțeles ce înseamnă, fiindcă eu aveam ideea, adică tot auzeam de la părinții mei că lucru în echipă o să-ți folosească în viitor, pentru viitorul job. Eram, da, sunt într-o clasă cu 30 de elevi, lucru în echipă, nu, nici pe departe. Munca în echipă înseamnă prietenii, înseamnă certuri, înseamnă să înveți. Înseamnă mult mai mult decât... Da. Și să faci greșeală. Da, da. Ați învățat ce înseamnă, care e diferența între un șef și un lider? Da, da. Deoarece un lider se arată. Nu trebuie să-l numim pentru a se remarca drept lider. Un șef se numește, dar liderul este cel care se remarcă prin nivelul de implicare, prin... modul de a comunica cu persoanele din club și cu cele din exterior. Da. S-au făcut greșeli mari în a alege sau a se auto-alege liderul, ziceau ei. Da, unii cred, și aici este exact ceea ce face viața. Poți să te pui șef singur și să nu fii niciodată, sau poți să faci și din ce faci să arăți la ceilalți și ceilalți te vor pune și lider, adevăratul lider. Adevăratul lider se naște din sufletul unei echipe. Da. Nu trebuie să-l impună nimeni. Da. Adevărat, exact. Frumos răspunsul, mi-a plăcut. Da. Nu știu ce le-ați insuflat acolo, că dumneavoastră sunteți mentorul, cum i-ați dus pe calea cea bună, dar e clar că v-ați făcut treaba cu stoicism. Eu vă spun cum. Și eu am avut un ajutor extraordinar în domnul director. M-a lăsat să fac lucrurile cum trebuie și m-a îndreptat atunci când, sau din sfaturi, din discuții, m-a ajutat să fac ce trebuie și i-am lăsat pe copii să facă, să încerce să facă ei lucrurile astea. Și am mare încredere în ei, fac foarte multe greșeli și foarte multe lucruri care mă întind puțin nervii, dar dacă îi las, se corectează. Și în urma acestei interacțiuni a noastre, apar liderii, acei oameni care știu să se impună prin ceea ce fac. Nu pentru că dă cu pumnul. Au fost și oameni din ăștia care au vrut să fie lideri pentru că așa au fost învățați de acasă. Eu trebuie să fiu primul. S-au scos singuri, iar cei care au dat exemplu de muncă au fost adevărați lideri. Am avut de toate, și de ea și de ea. Și veți mai avea. Și vom mai avea acum, să sperăm că vom fi suficient de sănătoși ca să mai meargă treaba asta. Cu siguranță Dumnezeu recompensează faptele bune și... Nici o faptă bună nu va fi... nu rămâne fără să fie pedepsită. Da, parcă era o vorbă interesantă. Da, pe vremea. Da. Să sperăm că nu vom ajunge acolo și că faptele bune și gândurile bune cu care acești tineri m-au înconjurat în toți acești ani și eu îi aud mereu vorbind pentru că stau printre ei. Eu sunt fel convinsă că veți mai avea de furcă cu echipele mulți ani de acum încolo. Sunteți un genul ăla de profesor care e exemplu pentru societatea din care face parte, comunitatea din care face parte și poate și că... Și ce-am învățat din toată activitatea asta First pe care o desfășurăm și în țară, sunt foarte mulți oameni pasionați de ideea asta, sunt 200 de echipe, înseamnă că există cel puțin... mult mai mult lider de genul ăsta, să zicem, nu, mentor, hai să nu zicem lider, că poate nu-i bine, nu ne credem, mentor care vor să facă treaba asta cu foarte bine pentru copii. Asta este scopul, să faci ceva pentru copii, nu numai pentru, să zicem, să spună cineva, da, ți-ai dus echipa la mondiale, ești cel mai tare din parcare. Cred că scopul meu nu ăsta a fost. Scopul meu a fost ca să învețe copiii ceva din această activitate, să învețe multe lucruri care ar putea să le folosească în viață și să aleagă domeniul în care se duc. Pentru că Eliza a pus mai puțin mâna pe robot cât a făcut partea cealaltă pe care pare ușoară, dar nu este.
Alții au trecut la robot și au făcut partea asta și nu au pus niciodată mâna pe caiet să scrie ceva în caiet și fiecare a învățat ceva. Și cred că asta este cel mai important lucru pe care am reușit să-l fac pentru copii. Să-i las să învețe prin interacțiune între ei, prin sfaturile alea pe care le avem așa discret câteodată, că nu știu dacă ar fi, dar eu n-am pus mâna pe robot numai ca să-l truc dintr-o parte în alta. Pe calculator să proiectez, nu am făcut niciodată chestia asta, pentru că n-am avut timp. Dar din, nu știu, fiind acolo, am reușit să-i determin să facă niște lucruri ei și să aibă încredere și să învețe și să se corecteze și să afle. Cred că ăsta e cel mai important lucru pe care poate să-l fac cu un mentor. Când crezi că singurul scop este să ajungi la mondial, atunci cred că poți să ai niște rateuri extraordinare și tu să nu-ți fii împăcat cu tine dacă nu ajungi. Ți-ai propus un țel. Țelul trebuie să fie, dar nu așa mergem la mondiale că suntem siguri cei mai tari. Da, poate că odată. Nu știu când. Cu siguranță vom merge la mondiale, dragii mei. Până mergem la mondiale, mai avem foarte puțin din emisiune, 10 minute chiar, și vreau să mergem pe 3 februarie la Colegiul Național de Gepal din Deva. Deci am făcut, ai văzut, da? Azi e întâi. Eu deja sunt pe 3, v-am spus, da, eu vă descoperim. Ai sâmbătă. Făcut un salt așa, da, te-ai în teleportat timp, în timp. Da. Da. Sâmbătă. La Decebal va fi lume multă. Cât de multă? Că din ce am citit acolo veți fi o grămadă. Haideți să povestim despre evenimentul pe care îl veți organiza, primul din calendarul de evenimente de pe anul acesta. Al nostru, da. Da. E vorba de o regională, regională Timișoara. Timișoara înseamnă 32 de echipe. Așa. Evenimentul nostru este un eveniment local. Așa. Este un concurs, nu mai poți să zici demonstrativ, este un concurs cu miză. Până acum erau concurse demonstrative care singura miză era să ne verificăm roboții. Acum concursul ăsta este cu miză pentru că putem să ne facem niște puncte care să ne precalifice pe un tablou pentru regională. Așa. Nu este legat dacă toată lumea merge la regională, dar poți să fii puțin mai sus în regionala respectivă și cu șansă de mai mare de a te califica la națională. Adică pleci din pole position, cumva, ca la, da, Formula 1. Da, un pic mai din față, da? Poți să pleci un pic mai din față. Faptul că ne organizăm un eveniment este între cele 10? Da, din 10 regiune. Evenimente din regiunea Timișoara. Așa. Un pic am intrat așa cam, să zicem, în necunoștință de cauză, că n-am știut ce înseamnă, dar dacă ne-am luat această responsabilitate, trebuie să-l ducem până la capăt să meargă frumos. Avem 14 echipe, asta înseamnă cel puțin... Au confirmat 14. Da, și că... să sperăm că nu ne încurcă, că lucrurile se dau peste cap complet. 14 echipe înseamnă cam cel puțin 140 de participanți, membri ai echipelor. Aici vedem evenimentul de la Timișoara, cu care am Timișoara CSH-ul suntem și cu Softcore suntem un fel de aliați, o alianță, o ligă, da? Și eram printre organizatorii acestui concurs și acolo și aici, și ei vin și ne ajută aici. Și celelalte, în afară de cele trei, cele patru, că noi suntem aici două echipe și cu ei doi, mai sunt încă 10 echipe care vin din regiunea asta și jucăm cel puțin 6 meciuri fiecare dintre echipe, sperând să avem rezultate foarte bune. Asta este ideea. S-au jucat așa în toată regiunea aceste jocuri. Asta este ultimul din regiunea noastră și participă aceste echipe pentru că acestea ar mai fi rămas să participe la această activitate. Iar de și vedem în 23 este regional. Dragii mei, v-aș invita cu dragă inimă la Decebal sâmbătă, dar am rugămintea să nu prea îi deranjăm.
putem să le ținem pumnii, putem să-i încurajăm pe Facebook, putem să-i încurajăm pe Instagram, putem să-i încurajăm pe toate rețelele media, puteți să le trimiteți mesaje de încurajare decebaliștilor și nu doar tuturor participanților, pentru că să sperăm că avem parte de fair play, nu? Da. Dar au nevoie de liniște pentru că vor fi foarte multe ore, de la ora 8 la ora 18, am înțeles exact. Că se va desfășura, ei au nevoie de concentrare, ar, faptul că venim toți claie pe grămadă acolo pe ei, nu cred că i-ar ajuta să v-ar ajuta. Noi asta ne simitem live și pe YouTube, deci așa, o să ne poată urmări. Urmări pe YouTube, foarte exact. Frumos, uite. Și cel mai important lucru, cred așa. Că ar fi... Și insist să vină părinții să vadă că membrii echipelor nu se joacă. Adică joaca lor este un lucru interesant. Pentru că e important ca să știe și părinții să știe că venind la club învață ceva și învață lucruri foarte frumos. Facem o demonstrație cu părinții dacă vreți. Uite, eu și Rosi venim și facem o demonstrație. Nu blocăm guvernul iară și cerem ceva acolo dacă vin părinții. Putem încerca. Da, putem încerca. Cu siguranță părinții vor fi la poarta din spatele liceului, nu la cea din față acolo pe pietonală. În sediul de sus. De data asta ne ducem în clădirea B. Eu am citit ceva acolo, așteptam să spuneți. Deci mergem acolo sus, în clădirea renovată. În clădirea aceea frumos renovată de la Decebal. Emisiunea e gata, dragii mei. Vreau să dau citire mesajelor. Sergiu ne răspunde la salut. Bună dimineața, Sergiu. Edi ne salută. Bună dimineața, Edi. Drumuri bune dacă ești plecat în țară. De la Hunedoara, bineînțeles, prietenii noștri de la Hațegana și domnul Vasile și domnul Mureșan ne spun bună dimineața. O salutăm pe Daniela, e alături de noi. Bună dimineața, Daniela. Ne vedem în curând la Hunedoara. Nu dau din casă, nu spunem încă despre ce este vorba. Constantin Padia ne scrie bună dimineața, frumoasă emisiune, mulțumesc. Bună dimineața, oameni minunați, domnul Grigore de la Giorgio e alături de noi și îi mulțumim pentru susținere și îi mulțumim pentru toate share-urile pe care le dă și nu se știe când ne vedem pe teren să povestim amândoi despre Giorgio. N-am uitat de invitația pentru Claudiu, domnul Grigore, se va întâmpla. Dar să mai dea primăvara să venim la Giorgio, că acolo e frumos când înfloresc pomii. Sâmbătă, după ce trecem de robotică și invenție, mergem unde, dragii mei? La Renault. Mergem la Renault pentru că cică Partizan se mută, sper eu, petrecerea de la Decebal, se mută la Renault, la club. Alin și Roxana deschid porțile să ne distrăm. Ei ne primesc cu brațele deschise și dacă priviți postarea lor de pe Facebook, o să vedeți că ne spune că DJ Robi ne duce pe ritmuri într-o altă lume. Acum vedem noi unde ne duce, dar haideți să ne vedem la Renault sâmbătă seara să facem gașcă. Dacă avem gașcă, o luăm cu noi. Dacă nu avem gașcă, ne ducem la Decebal și îi luăm și pe câștigători și pe miș, cu roboți, cu toți, mergem cu toții la Renault să ne distrăm. DJ Robi mixează pentru noi. Până mâine dimineață, dragii mei, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumim și noi. Noi vă promitem că o să vă deranjăm sâmbătă la Decebal. Așteptăm. O să venim cu imagini luni dimineața, stați calde și proaspete de acolo, de la concurs. Vă ținem pumnii. Probabil că o să mai avem o emisiune cu și mai multe imagini din ceea ce ați făcut. Probabil o să ne întâlnim și înainte de regională, să ne povestiți cu ce gânduri plecați. Rămânem alături de Eliza. Sunt curioasă să vedem peste ocean unde, sau poate, nu? Noi o așteptăm aici acasă. Până mâine dimineață, când ne vom revedea aici la Dale Dimineții, dragii mei, eu vă doresc o zi superbă, de 1 februarie, cu multă iubire. Mâine dimineață cântăm de la liceu.
deci, de la Sigismund Tăduță, două fete minunate, Bianca Mara și Jurcă Nadia. Nadia Jurcă. Vin să ne încânte. Vin să ne povestească de ce muzică, de ce artă, de ce folclor sau muzică de petrecere. Până mâine dimineață când petrecem aici la Dale dimineții, așa ca de început de weekend, eu vă doresc o zi frumoasă, cu multă iubire.